Soarele și luna. A fost odată o familie nevoiașă care locuia într-un sat. Era o familie formată din trei membri: mama, fratele mai mare și o soră mai mică. Trăiau într-o casă mică în sat. Într-o bună zi, mama lor a trebuit să plece din sat. Fiule, acum eu am să plec de acasă, fiindcă am ceva de lucru la cea mai înstărită familie din sat. Am să mă întorc înainte de lăsarea serii. Te rog să ai grijă de sora ta. Nu-ți faci griji, mamă, o să am grijă de ea. O să stăm acasă, mamă, dar să te întorci înainte să se însereze, te rog. Sigur, o să vă aduc niște prăjituri delicioase cu orez. Wow, îmi plac prăjiturile cu orez! După ce a plecat mama lor, fratele și sora au pus la cale un plan. Am o idee! Ce idee, frate? Mama e plecată toată ziua, iar noi nu prea avem nimic de făcut. Ce-ar fi să-i facem o surpriză când se întoarce? Ce idee bună! Dar cum? Fratele a dus-o pe sora lui într-o livadă de castan din apropierea casei ca să culeagă castane proaspete pentru mama lor. Fratele a luat cu el un băț lung și a rugat-o pe sora lui să aducă un coș. Și când au ajuns la castan, el s-a apucat să scuture castane cu ajutorul bățului. Trebuie să scuturăm ramurile ca să cadă castanele jos. Nu e nevoie să ne urcăm în copac. Oh, da! Pot chiar să le prind direct în coș! Sunt foarte multe! Au cules o mulțime de castane și s-au întors acasă. S-au așezat în curtea din fața casei și au început să curețe castanele de coajă. Spărgeau coaja țepoasă și scoteau castanele maronii și dulci. Sora lui a vrut să guste câteva, însă fratele s-a împotrivit. Wow! Arată atât de bine! Vreau să mănânc câteva! Nu, nu, așteaptă! O să le coacem pe toate pentru mama și îi dăm ei să mănânce mai întâi. Nu mai știi că era o surpriză pentru ea? A, da! Hai să le ducem înăuntru! Se lăsa seara, iar mama lor se îndrepta grăbită spre casă. Își făcea grijă pentru copiii ei. Copiii mei au fost singuri acasă toată ziua. Sper că sunt bine și au mâncat la timp de prânz. Cu gândul la copiii săi, mama mergea grăbită prin pădure. Habar nu avea de faptul că cineva o privea și o urmăra din spatele tufișurilor. A observat că tufișul se mișcă și s-a speriat puțin. A început să grăbească pasul, dar deodată a sărit în fața ei un tigru imens. Te urmăresc de ceva vreme. Am simțit un miros de ceva bun la tine în coș și vreau să mănânc pentru că mi-e foame. Sunt doar prăjituri cu orez. Oh, prăjituri cu orez! Îmi plac la nebunie! Îmi plouă în gură de fiecare dată. Poți să le iei pe toate dacă vrei. Sigur că da. O să le mănânc pe toate. Sunt lihnit de foame. Mama i-a dat toate prăjiturile tigrului, iar în timp ce acesta era ocupat cu mâncatul, ea a scăpat. Alerga prin pădure, încercând să găsească un alt drum spre sat. Dar tigrul a prins-o din nou. Nu poți să fugi așa. Dar ți-am dat toate prăjiturile. Nu, nu e adevărat. Cred că mai ai câteva. Simt mirosul. Unde sunt? Dă-le încoace. Am păstrat două. Le duc copiilor mei. Și lor le plac prăjiturile. Dă-le încoace, femeie proastă. Dă-mi-le sau altfel te mănânc. Oh, nu! Ia-le și lasă-mă să plec. Mă așteaptă copiii mei. Mama i-a dat tigrului cele două prăjituri pe care le ascunsese în rochie. Când tigrul s-a apucat să le mănânce, ea a fugit. Alerga cât putea de repede, dar nu mai repede decât tigrul, care a prins-o din nou. Le-am mâncat pe toate, dar încă mi-e foame. Mai ai și altceva? Oh, nu! Nu mai am nimic la mine! Și cu foamea mea cum rămâne? Dă-mi ceva sau pregătește-te să mori. Te rog, nu mă omorâ! Copiii mei mă așteaptă!
trebuie să le fie foarte foame. Te rog, lasă-mă să merg acasă. Cum să te las când îmi este atât de foame? Spunând acestea, tigrul a atacat-o pe mamă. A prins-o în fălci și a plecat cu ea. Fratele și sora stăteau lângă cuptor, așteptându-și mama să se întoarcă acasă. Priveau cum se coc castanele în focul care trosnea. Deodată au auzit o voce stranie. Dragi copii, deschideți ușa, vă rog! Au! A venit mama! Nu! Stai! Asta nu e vocea mamei! E altcineva! Cred că ceva nu este în regulă! Mamă, arată-ne mâinile! O să deschidem ușa de îndată ce suntem siguri! La ușa casei nu era mama lor, ci tigrul! Oh, băiatul e deștept, dar eu sunt mai deștept ca el! Tigrul și-a privit labele. Încă mai erau urme de prăjituri cu orez pe ele. Le-a arătat laba cu resturi de prăjituri. Copiii mici și nevinovați s-au convins și au deschis ușa, trezindu-se cu o mână sălbatică în fața lor. Un tigru! Ajutor! Ajutor! Nu mai e nimeni care să vă ajute la ora asta. Oh, frățioare, ce ne facem acum? Stai să mă gândesc. Arătați bine amândoi. Cred că sunteți la fel de gustoși ca și mama voastră. Ai mâncat-o pe mama? Tăceți din gură! Și o să vă mănânc și pe voi. Sunt lihnit de foame. Spuneți, cine vrea să moară primul? Tu sau tu? După ce s-a gândit un pic, tigrul s-a uitat către soră. Fratele era îngrijorat. S-a gândit puțin și a spus: Crezi că suntem gustoși? Dar dacă îți dau ceva și mai gustos? Ce anume? Ai mâncat vreodată castane? Castane? Ce sunt alea? Castanele sunt unele dintre cele mai gustoase lucruri din lume. Mă mir că încă nu ai mâncat. Dă-le încoace! Vreau să mănânc niște castane! Desigur! Sunt foarte gustoase, fine și apetisante! Privește, tocmai coceam o parte din ele! Tigrul s-a uitat cu poftă la castanele care se coceau. Castanele maronii i-au trezit apetitul. Dar când a băgat botul în cuptor, tigrul s-a ars. A strigat și a tot strigat, dar nu era nimeni care să-l ajute. Frige! Ajutați-mă! Mi-a luat gura foc! Arde rău! Ajutor! Ajutor! Tigrul a plătit prețul pentru lăcomia lui. Și-a fript botul și labele. Profitând de situație, fratele și sora au luat-o la fugă. Au fugit în curtea din spatele casei și s-au urcat într-un copac. După o vreme, a ieșit și tigrul. A început să-i caute pe cei doi copii. Frățioare, cât o să mai stăm aici? O să ne prindă și o să ne mănânce! Nu-ți face griji, ai răbdare! Dar, frățioare, mi-e frică! Tigrul o să ne omoare pe amândoi! Nu vorbi tare! Să nu ne audă! Amândoi au rămas tăcuți în copac. Tigrul era furios, fiindcă fusese păcălit de un copil și își arsese botul. I-a căutat pe cei doi copii și înăuntru și în afara casei. Unde s-au dus? Sigur se ascund pe aici, pe undeva. Nu au cum să fugă pe întuneric. O să-i găsesc și o să-i mănânc. În timp ce se plimba prin curte, tigrul a văzut reflexia copiilor în fântână. Acolo erați! Cât o să vă mai ascundeți de mine? O să vin acum după voi. Tigrul nu și-a dat seama că era reflexia copiilor. A sărit în fântână. Când a căzut în apă, a realizat ce greșeală făcuse. Copii răi ce sunteți! M-ați păcălit din nou? M-ați rănit de două ori! Mai întâi mi-ați ars botul, iar acum m-ați făcut să cad în apă! N-o să vă iert pentru asta! O să mă răzbun! Stați numai să ies! Copiii au râs de el.
Tigrul a găsit cumva frânghia care atârna în fântână. S-a prins de ea și a urcat înapoi pe uscat. S-a dus la pomul în care se urcaseră copiii. A încercat să se urce în pom, dar era alunecos. Nu s-a putut urca. Hei, copii, spuneți-mi cum să urc! Nu, n-o să-ți spun. Dacă îmi spui cum să urc, promit că n-o să vă omor. Am folosit toporul ca să ne urcăm în copac. Surioară, de ce i-ai spus? Nu trebuie să avem încredere în el. Normal că nu trebuie. Acum o să urc la voi, așa că încercați să vă salvați. Tigrul a găsit toporul aproape de copac și s-a apucat să urce. Fratele și sora lui erau înspăimântați. Fratele s-a rugat la Dumnezeu. Doamne atotputernic, te rog, dă-ne o frânghie rezistentă dacă ne e scris să trăim, sau una putredă dacă trebuie să murim. O, Doamne, te rog, ajută-ne! Hei, frățioare, uite, o frânghie! Mulțumesc, Doamne! Mulțumesc! Amândoi frații s-au prins de frânghie, care i-a dus sus de tot în cer. Când a urcat tigrul, i-a văzut pe copii urând spre cer. S-a înfuriat și mai tare. Ar trebui să mă rog și eu? Bine, așa o să fac, dar nu o să-mi las mâncarea să scape. Hei, Doamne, dă-mi o frânghie bună să-mi ating scopul, sau una putredă dacă trebuie să mor. Curând a apărut o frânghie. Tigrul s-a prins bucuros de ea. Frânghia l-a dus sus în cer, dar nu pentru mult timp. Când a ajuns sus de tot, tigrul și-a dat seama că frânghia era putredă. S-a rupt la mijloc, iar tigrul a căzut la pământ și a murit. Fratele și sora lui au ajuns sus în cer. Dumnezeu i-a binecuvântat să devină soarele și luna și i-a lăsat să lumineze întreaga lume zi și noapte.